Hei, 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 bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluțe, poftă bună la viață și la lucruri frumoase. Haideți să vedem care sunt mesajele pe care Spiritul vrea să le aducă astăzi pentru voi și le-i dăm cu călătorie mai departe. Perioadă poate de tranziție pentru unii dintre voi, traversarea unor ape, da, dinspre ape tulburi către ape mai limpezi. Putem vorbi și despre un proces de vindecare, a merge mai departe către stabilitate, către vindecare, către armonie. Ia că te vine spiritul și completează lucrul acesta cu șasele de săbii. Poate unii dintre voi chiar veți călători astăzi sau în perioada următoare. Bun, sau vă gândiți, faceți planuri în această direcție. Nu știu de ce am impresia că unii dintre voi parcă plănuiți să evadați de undeva, da? Ca și cum ai, sau cel puțin ai vrea să pleci și să nu te vadă nimeni. Mi-atrage atenția faptul că doamna și copilul sunt acoperiți așa pe cap. Ok, bun, mergem mai departe și haideți să vedem casa a opta, casa morții și a transformării. Ceva se încheie, ceva se transformă. Și poate prin această plecare, prin această tranziție, da, sau poate deja ceva s-a încheiat și ești în acea perioadă de tranziție acolo. Bun, și vedem casa a 12-a, casa legăturii cu spiritualitatea. Poate să fie vorba despre o schimbare a credințelor, da, în ceea ce te privește, să faci acolo o evaluare sau un recensământ, nu știu cum se spun, al valorilor și credințelor tale, dar în primul rând a valorilor. Vezi ce este important pentru tine, că noi ne uităm să facem lucrul ăsta și ne dăm seama că viața noastră nu e așa cum ar trebui să fie, dar nu stăm să ne întrebăm, măi, ce este pentru mine important acum, în acest moment, la această vârstă, da, nu știu, dau și eu niște exemple. Bun, hai să vedem care sunt punctele importante, ce avem, hopa, hopa. Ok, bun, și vedem cartea spionului aici, fie că cineva se uită după tine, repet, este o energie pe care o simt foarte puternic, că cineva parcă vrea să fugă, da, pentru că, nu știu, se simte spionat, se simte controlat, da, o energie destul de interesantă, cineva care parcă își bagă nasul acolo, wow, twin flames, okidoki, mirroring, carte de flăcări gemene. Ok, și vedem gemeni, balanță sau vărsător ca și zodii aici, da, pot fi și alte zodii să ne înțelegem, sau poate cineva se gândește intens la această conexiune de Twin Flames. Ce mai avem? Ia că energia lui Marte, energia focului, poate fi cineva în berbec, dar vedem niște conflicte aici, da, pot apărea niște conflicte, cel puțin în dinamica de Twin Flames, de flăcări gemene, tot există. Până se ajunge la vindecare, până se ajunge la echilibru, tot felul de trigere, da? Tot felul de conflicte acolo, da? Care până la urmă se rezolvă, pentru că atracția dintre cei doi este mult mai puternică. Bun, o să vedem. Hai să mergem mai departe, să vedem doamna lună. Ce ne prezintă astăzi? Îți spune nu renunța, tu rămâi acolo pe poziție, hold your vision, îți spune dacă ai un vis, dacă ai o dorință, dacă ai un plan, nu renunța, pentru că sunt acolo niște, bumps in the road, da? Sunt niște, doamne iartă-mă cum le zice în română, provocări, obstacole, că nici nu știu cum să le zic, da? Nu renunța, tu du-te mai departe, ai încredere în tine, ai încredere în visul tău. Bun, hai să vedem, uite, de data asta vrea de aici, hai să vedem mai departe. Wow, spiritual union, uniune spirituală, wow. Cred că unii dintre voi, nu știu, ați întâlnit sau urmează să întâlniți o persoană extrem de specială pentru sufletul vostru, poate să fie flacără geamănă, nu o să fie în toate cazurile, să ne înțelegem, poftim la rădăcina pachetului chakra inimii, vorbim despre pure love, iubire, în cea mai pură formă a sa. Este nevoie de răbdare, într-adevăr, spune cartea temperanței, sau poate vorbim de cineva săgetător cu ascendent Venus, lună, nodul nord în săgetător. Îți spune în felul următor, nu, dacă există aceste conflicte în dinamica celor doi, ai răbdare, dă-i voie acestei relații să crească.
sunteți într-o perioadă, poate dacă ai întâlnit deja persoana asta, într-o perioadă de acomodare, într-o perioadă de tranziție, nu renunța, ok? Și vedem și cartea lumii, cartea universului, poate există distanță între voi, spune spiritul, poate vorbim de o călătorie la distanță în alte cazuri sau poate unii dintre voi trebuie să încheiați ceva. Da, și iată, vedem treiul de săbi. Dacă vorbim de distanță, există, pot exista discuții legate de lucrul acesta, poate sunt niște răni sufletești nevindecate acolo și sunt apăsate butoanele din cauza acestei distanțe pe care o vedem. Hai să mai vedem, că mai cere încă una și să vedem de ce. Ok, călătoria, o vedem aici, cartea carului. Nu-ți fie teamă să faci această călătorie, dacă vorbim de o călătorie, că e pe bune, că e metaforic vorbind, pentru că vedem victorie, reușită, succes. Bun, mergem mai departe și să lămurim aceste cărțulii. Why is the two of cups here? Ia să vedem. Oh, Doamne! Da, clar, vorbim de energie de flăcă gemene, da, în unele cazuri, doiul de cupe, șasele de cupe și cartea de Twin Flames, o vedem acolo, este o confirmare a faptului că vă cunoașteți din alte vieți, legătura între voi este într-un mare fel, într-adevăr, poate fi cineva în semn de aer sau cu ascendent Venus, lună, nodul nord în semn de aer sau de foc, așa cum am văzut acolo. Ce mai vedem este că cineva parcă, it's overthinking, spune spiritul, se gândește prea mult, analizează prea mult, nu-și dă voie să se deschidă cu energia aceasta a reginei de săbi. Totul este super mega calculat și poate celelalte persoane îi dă puțin cu virgulă. De ce trebuie să fie așa? De ce nu putem merge doar pe simțire și așa mai departe? Wow, da, cineva stă foarte mult în minte. De asta vedem și poate nopți nedormite, poate prea multe calcule făcute. Iar cealaltă persoană nu se simte dată deoparte, dar parcă simte că celălalt este puțin insensibil. Și ce vedem? Marele preot, iată și cu optul de săbi. Există ceva, că tocmai de asta vorbeam de schimbarea credințelor și valorilor acolo. Pentru că este ceva legat de niște credințe pe care tu le ai, care îți limitează mișcările, îți limitează libertatea, spune spiritul. Nu știu, poate unul dintre voi este căsătorit, habar n-am, dar vorbim despre credințe. Asta este piedica din pantoful tău sau a celeilalte persoane, să ne înțelegem, când vine vorba de a încheia un ciclu din viața sa sau de a face o călătorie la drum. Se crede fie neputincios, fie legat de mâini și de picioare. The Lovers, cartea îndrăgostiților pe treiul de săbii. Pot exista și niște răni din relațiile anterioare, pentru că vedem cel puțin una din cele două persoane este rănită fără doar și poate există acolo niște temeri, există niște frici, o lipsă de încredere în propria persoană care poate duce la tot felul de conflicte în interiorul acestei relații, în cazul în care această relație deja există. Ochidochi, sau cineva, uite, cuiva este teamă, poate să ia o decizie radicală. The Ace of Pentacles, asul de monede, și îl vedem pe cartea aceasta a carului. Spiritul spune în felul următor, mergi pe acest drum nou, mergi pe această nouă undă energetică, îmi vine să spun, pentru că este ceva stabil, pentru că este ceva care te va duce la creștere. Chiar dacă poate va dura ceva mai mult, îmi spune spiritul, decât ți-ai fi dorit tu, pentru că simt unul din cei doi se grăbește, nu renunța. Da, cineva trebuie să ia o hotărâre aici, se pare că vor fi niște discuții. Bun, mergem, mergem mai departe și hai să vedem ce spune, nu, Osho, ok, Osho. Hai să vedem de ce Osho. Asta, de asta, Osho, pentru că vine cu schimbarea, The Wheel of Fortune, roata norocului. Wow! Nu renunța la acest parteneriat, nu renunța la acest drum, spune spiritul, pentru că te va duce la stabilitate, patru de bâte, te poate duce la o relație frumoasă de lungă durată. Dă-ți voie să accepti lucrul acesta, dă-ți voie să schimbi felul în care tu te vezi. Da, uite, marele preot apare din nou, credințele sunt cele care te țin pe loc. Felul în care te vezi pe tine și felul în care vezi situația în care tu te afli. Urmează calea iubirii, urmează calea pasiunii cu asul acesta de bâte. Nu te mai uita la durerile acelea, nu le mai lăsa să pună energetic stăpânire pe tine.
Și asta va face toată diferența din lume, pentru că uite nehotărârea, proiecțiile, proiectezi fricile tale din trecut asupra acestei persoane și nu este deloc corect, spune spiritul. Bun, hai să uite, vindecarea inimii, la rădăcina pachetului, vindecă-te ca să nu mai, cum zic eu, am eu o vorbă, să nu mai sângerezi pe persoane care nu te-au rănit. Bun, mergem mai departe și să vedem din amorul ghebos care este mesajul pentru astăzi. Da, cere ajutorul, lasă prietenii să te ajute sau persoane abilitate să te ajute să vindeci aceste răni pentru a te putea bucura pe deplin de această legătură absolut incredibilă. Și ce mai avem aici? Da, în momentul în care tu îți vei da voie să trăiești în momentul prezent și să stai în starea de recunoștință vis-a-vis de propria persoană și de tot ce este în jurul tău, lucrurile din jurul tău vor începe să se schimbe. No, bine, haide să vedem și un sfat, hai să-l vedem de aici de data aceasta. Între timp, pregătiți întrebarea sau întrebările pentru spirit și vom oferi trei variante de răspuns. Bun, hai să vedem care este sfatul de aici, dragii mei, pentru astăzi. The time is now. Answering the call, răspunde acestei chemări. Acum este momentul. Acum, nu mai târziu, răspunde acestei chemări, pentru că it's a once in a lifetime, îmi spune spiritul, se întâmplă odată în viață. Bun, hai să vedem care sunt răspunsurile din partea spiritului pentru întrebarea sau întrebările voastre de astăzi, dragii mei. Și răspunsul cu numărul 1 este cere un semn. Cere un semn și uită-te, da, către semne și în momentul în care a venit răspunsul, da, prin acel semn, crede-l și nu te îndoi de el. Pentru răspunsul numărul 2, compromise. Învață să faci poate și tu niște compromisuri și nu mai fi atât de bățos sau, în unele cazuri, nu te mai compromite și fă ceea ce dictează inima. Vedeți cum rezonează cu voi. Și răspunsul numărul 3 este recovery, da? Este nevoie de vindecare înainte de a merge în această direcție. Dragii mei, acestea sunt mesajele pe care Spiritul a vrut să vi le aducă astăzi. Have a glorious day! Ciao, ciao!